Ieri, 5 iulie, polițiștii din cadrul secției 5 Poliție Rurală Mihăileni au oprit în trafic pe drumul comunal din localitatea Cândești un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 78 de ani din județul Suceava. Întâi, acesta a fost pus să sufle în alcool test, iar rezultatul a ieșit pozitiv, valoarea fiind de 0,66 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În plus, după ce au verificat documentele, polițiștii au constatat faptul că inspecția tehnică periodică a mașinii, dar și polița de răspundere civil auto nu sunt valabile. Pentru aceste lucruri, șoferul a fost sancționat contravențional. Conducătorul auto a fost testat alcoscopic, rezultatul indicat fiind de 0,66 mg per litru alcool pur în aer expirat, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul de 51 de ani din Coțușca a fost tras pe dreapta pentru control ieri în orașul Săveni. După ce a fost pusă sufle în etilotest, aparatul a indicat o valoare alcoolică de 0,71 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.